De ce este importantă economisirea energiei? Două ar fi motivele principale pentru care economia de energie este deosebit de importantă în acest moment. Deci primul ar fi prețul din ce în ce mai mare și asta se datorează faptului că începând din anii 70 ai secolului trecut, energia a avut un singur sens. Prețurile au fost ascendente în permanență. S-a urcat enorm. Combustibilii fosili sunt din ce în ce mai rari, vor deveni tot mai scump, deci asta ar fi unul dintre motivele principale. De performanță energetică este un document informativ care îi oferă clientului o privire de ansamblu asupra consumurilor pe care le are clădirea respectivă și în cadrul acestor consumuri sunt luate în considerare consumurile pentru încălzire, pentru apă caldă, pentru iluminat și, dacă este cazul, pentru ventilare mecanică și climatizare. La ce vom folosi acest certificat? Acest certificat este solicitat la vânzare-cumpărare și la închiriere de spații. Nota care se dă acolo îi conferă clientului, care poate să fie un potențial cumpărător sau chiriaș, poate să facă o apreciere asupra consumurilor care le așteaptă în perspectivă. Atunci când se face termoizolarea unei clădiri, se fac și anumite greșeli. Există greșeli de proiectare, de execuție, de componente ale sistemului, pregătirea profesională în domeniu, precară a celor implicați, deficiențe ale materialelor, precum și statica construcțiilor. Cea mai mare greșeală este să faci totul după ureche, adică să nu apelezi la un specialist. Din păcate, în lumea constructorilor există o zicală: la construcții și la fotbal se pricepe toată lumea. Medicii spun la fel, la medicină și la fotbal se pricepe toată lumea. Există foarte multe greșeli care sunt de concepție. Prima ar fi să faci la o clădire de locuit izolarea pe interior. Deci izolarea se face cel mai bine pe exteriorul clădirii. Ar mai fi erori, de exemplu, la tâmplării mai puțin cunoscute, nu se protejează corespunzător, deci între tâmplărie și pereți se umple cu spumă și spuma aceasta, dacă nu este protejată corespunzător, se distruge în timp și atunci, după câțiva ani, pot apare probleme. Poate să apară condens și mucegai. Este altă greșeală majoră. Și asta poate să se datoreze și unei execuții necorespunzătoare. Adică dacă am executat izolarea termică a pereților exteriori la interior, poate să apară prin faptul că se mută punctul de rouă. Dar cauza nu este neapărat acest lucru, ci este ventilarea necorespunzătoare în exploatare. Deci, în exploatare, după ce s-au schimbat tâmplăriile și după ce s-a făcut izolarea construcțiilor, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și trebuie să ne comportăm altfel noi cu clădirea. Deși la noi este încetățenită termoizolarea casei cu polistiren expandat, nu este singura soluție disponibilă pe piață. La materiale există foarte multe pentru izolare. Da? Deci, la pereți, n-aș spune că este cel mai bun, dar este cel mai utilizat pentru că este cel mai ieftin, polistirenul.
Ar fi o greșeală să pui pe perete polistiren extrudat, deci apropo de defecte de întrebare anterioară, pentru că nu permite difuzia vaporilor. Deci polistirenul extrudat se pune numai la socluri și se poate pune la acoperișuri dacă se circulă pe acoperiș. La clădiri înalte ar trebui să se facă și dacă avem normele românești nu prevăd explicit acest lucru, dar am găsit în niște norme germane, ar trebui să se facă o barieră antifoc. Și asta se realizează din vată minerală. Vata minerală este un material mai bun decât polistirenul, dar este mai scump. Vata minerală are calități pe care polistirenul nu le are. Deci orice producător de polistiren se laudă că este ignifugat, dar polistirenul tot arde până la urma urmei. Vata minerală nu arde, deci asta ar fi un mare avantaj. Alt avantaj major ar fi legat de acustică, izolarea fonică a clădirii. Dacă se folosește vată minerală, este mult mai bună, la polistiren e discutabil. Chiar am înțeles că o clădire izolată cu polistiren își pierde puțin din calități. În vest, termoizolarea clădirilor se face cu materiale ecologice care protejează natura. Târgurile de profil din Europa Occidentală promovează soluții de termoizolare din ce în ce mai verzi. Au apărut materiale ecologice și în vest am văzut la PAU 2011, este un mare târg de materiale de construcții la München, care are loc la 2 ani. Anul acesta am fost acolo și în urmă cu 2 ani am fost acolo și am văzut că există un trend spre utilizarea materialelor ecologice. Am văzut izolații din lână, am văzut izolații din celuloză care se folosesc, am văzut izolații care se folosesc din deșeuri din lemn, practic din rumeguș. Deci am și discutat cu reprezentanții a două firme, una era din Elveția, cu reprezentanță în Germania și alta din Germania. Deci există materiale foarte bune și cu calități termice aproape similare polistirenului. Dar sunt, spuneați că sunt poate mai scumpe, dar sunt ecologice. Scumpe, da. Normele Uniunii Europene ne obligă pe viitor să construim mai eficient pentru a face economii la întreținerea clădirilor. Deși ținta pare greu de atins, aceste norme tind să oblige constructorii la consumuri de energie zero. România s-a angajat, odată cu aderarea cu intrarea în Uniunea Europeană, și-a luat niște angajamente și noi va trebui să respectăm aceste angajamente. Avem și drepturi, dar avem și obligații. Și una dintre obligațiile pe care ni le-am asumat este să economisim foarte serios energia. Acum avem niște repere care sunt după normele românești. Va trebui încet, încet să ne aliniem la niște cerințe care sunt ale țărilor din Uniunea Europeană și perspectiva ne va aduce în 2018 până și în 2020 să executăm toate clădirile noi care se vor proiecta se vor recepționa până în anul 2020 să fie cu consum aproape de zero de energie. Practic case pasive. Asta voiam să spun și eu, da? Practic sunt aproape case pasive. Ceea ce înseamnă o regândire a felului în care se construiește la noi. Oricum, ideea de a locui în case și clădiri care nu consumă energie sună extrem de tentant, însă costurile la care vor fi realizate aceste clădiri rămân totuși o problemă.